În noaptea de 13 spre 14 octombrie, pe DN2E85, pe raza localității Filipești din județul Bacău, s-a produs un accident grav de circulație soldat cu decesul unuia dintre șoferii implicați în evenimentul rutier. La data de 13 octombrie anul curent, în jurul orei 23, un bărbat de 30 de ani din județul Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe DN2E85 în localitatea Filipești din județul Bacău, a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă din sens opus de un bărbat de 49 de ani din județul Suceava. În urma impactului a rezultat decesul bărbatului de 49 de ani și rănirea gravă a bărbatului de 30 de ani, care a fost internat în spital pentru îngrijiri medicale. În imaginile transmise redacției Roman TV se observă cum ceilalți participanți la trafic au intervenit prompt pentru a da o mână de ajutor. Au procedat corect, vorbindu-le victimelor, dar lăsându-le la locul în care le-au găsit, procedură corectă în cazul leziunilor grave. Din păcate, pentru șoferul autoutilitarei, salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic.